Am revenit și în această seară alături de noi este domnul Leonard Staffi, reprezentant al Asociației Profesionale a Crescătorilor de Păsări de Carne și Ouă din Iași. Bună seara, bine ați revenit în platoul Telem. Bună seara, mulțumesc de invitație și salutări telespectatorilor Telem. Cu mare drag se lansează invitația ca întotdeauna. O să deschidem discuția noastră din această seară în primă instanță să vedem nu neapărat noutăți, cât să fim din nou la curent cu ceea ce înseamnă viața și viitorul, dar mai ales decât atât, mai mult decât atât, partea aceasta economică a fermierilor, cei care produc, procesează carnea și ouăle. Da, este un subiect interesant, mai ales începând cu 1 august 2023, pentru că intră în vigoare acea ordonanță de guvern prin care se ieftinesc produsele de bază, printre care discutăm și despre carnea de pasăre și ouă. Dacă la ouă, să zicem că e mai simplu pentru că fermierul producător are relație directă cu retailerul, la carne de pasăre e mai puțin mai complicat și nu neapărat la cei care sunt doar simpli crescători, care doar cresc și după aia sacrifică în altă parte carnea de pasăre, ci discutăm despre acei care au marile firme românești, avicole, care au sistem integrat de creștere și exploatare a puilor de carne. Și de ce discut? Pentru că conform ordonanței de guvern, nu au voie să plece adaos comercial mai mare de 20% pe lanț retailerul, iar 5% transportatorii. Problema se pune la aceste societăți integrate care pleacă de la ouă de incubație, ajunge la stația de incubație, din stația de incubație ajunge în ferma de creștere, din creștere ajunge în sacrificare, transport și magazin. Adică discutăm despre câteva firme destul de mărecele din România, sunt competitive pe plan european și am avut niște discuții cu unul din reprezentanții acestea la noua emisiune. O să povestim despre aceasta și mai târziu, lăsăm un pic telespectatorii să mai păstreze. Și problema se pune în următor, dacă la retailer e simplu că pune 20% maxim de adaos comercial, în tot lanțul care vi l-am explicat mai devreme, există un singur adaos comercial, la final. Așa. Fiecare entitate nu este o entitate juridică proprie care să-și adauge un adaos comercial. Deci el are per total lanț de când produce ouă de reproducție, de la ferma de reproducție, ouă, incubație, creștere, sacrificare, transport, porți magazin, și retail, da. El are un singur adaos comercial. Și problema se pune în felul următor. Singura perioadă când crescătorii de păsări din firme integrate avicole din România, singura perioadă când mergeau pe profit este perioada de vară, pentru că au costurile mai mici cu energia. E, gândiți-vă ce se întâmplă că l-ai limitat pe el și era perioada când își mai acoperea din pierderile de care le suferea în celelalte șase luni. În celelalte sezon, da. Și limitându-l pe producător român, automat dai loc mai mult celor cum e retailerul, pentru că retailerul aduce marfa cu transport din altă parte, pune 5%, da? După aia mai adaugă și el 20%. Și atunci vinde produsul final. Dar el este independent față de ceea ce înseamnă. Și toată lumea spune economic, trebuie să dezvoltăm pe verticală și pe orizontală firmele. Eu așa am învățat și management și s-a practicat în economia agrară. Și aici chiar avem o problemă. Deci nu știu ce o să întâmple, o să fie o curiozitate. Din acest motiv, specialiștii, prietenii și colegii din sistemul avicol, spun că nu va fi o ieftinire prea mare, grozavă, pentru că oricum mergeau cu adaosuri destul de mici, adică nu peste 20%, undeva la 20%. Și dacă l-ai coborât mai jos sau 30%, dacă ai coborât mai jos, să zic, un 5%, 10%, nu se va cunoaște în prețul final, în produsul final. Domnul Staffi, mă gândesc că la nivelul asociației, în întrunirile pe care le aveți, se discută fel și fel de ipoteze, de planuri, de cum se vede situația, cum poate fi preconizată și așa mai departe. Care este sau care ar putea fi soluția cea mai optimă pentru toți acești oameni care se află în domeniu, care produc, care transportă acest lanț pe care l-ați explicat, pentru ca în final atât prețurile să fie decente pentru cumpărători, dar totodată și cei care produc și care vând și care transportă să fie mulțumiți de această piață. Cred că abordarea a fost destul de corectă pentru producătorul român, pentru că retailerul dețin 70% din, aproximativ 70% din piață, având majoritatea pe piața de vânzare, automat dacă ai nevoie de ei, automat că vinzi cum dictează ei și atunci au o poziție dominantă și nu prea ai ce comenta. Nu prea poți negocia. Ca nu există chestia de negociere și sunt pe partea de ou cel puțin, vă dau un exemplu,
O anumită firmă spune în felul următor, am nevoie de 300.000 de ouă în următoarea perioadă pe platformă la Arad. Păi dacă tu aduci ouă de la Iași până la Arad, unde nu ai autostradă, deja transportul te costă atâta, normal că ăla care vine din Polonia sau vine din Ungaria, care are transportul asigurat, adică nu asigurat, subvenționat de către stat, va ajunge cu prețul de producție a oului. Și atunci apare o anumită concurență neloială, să spunem așa. Deci vor avea de câștigat cei care vor aduce din partea intracomunitare, cu sprijin financiar de la statele respective, vor avea de câștigat. Drept să vă spun, piața trebuie lăsată să fie concurentă și cel puțin la carnea de pasăre și la ou. Prețul n-au exagerat. Știți că mai erau discuții înainte de sărbătorile pascale. Eu am spus mai mult de 10% nu are voie ou să crească. Și într-adevăr, nici dacă crescut mai mult, a fost o fluctuație foarte mică a prețului la ou, pentru că piața s-a stabilizat și din punct de vedere a prețului furajului, și din punct de vedere al prețului energiei, și din punct de vedere al prețului combustibilor. Pentru că acești factori enumerați influențează prețul de producție. Ca să vă dau un exemplu, mari fermieri ai noștri au cumpărat anul trecut în toamnă 6.000 de tone, dau un exemplu, 6.000 de tone de porumb și grâu la 1,70 lei, pentru 1,60 lei, plus depozitare, ei mai au pe stoc. Deci automat vă dați seama că chiar dacă pe piață e 85 de bani, 70 de bani, fermierii, avicultorii nu pot să stea de pe o zi pe alta să cumpere porumb sau grâu. Au pe stoc la 1,70 lei și automat prețul oului, în loc să fie undeva la 40 de bani, deocamdată este prețul de producție, mă refer, este tot la 70 de bani. Iar kilogramul de carne din fermă de la crescător pleacă undeva la 6 lei kilogramul de carne, 6,50 lei, ceva de genul acesta, kilogramul de carne, se mai adaugă sacrificarea, 2 lei, 3 lei, ambalarea, și undeva pleacă la 13 lei dintr-un sistem integrat. Aș vrea să reamintim aici, știu că tot cu dumneavoastră am discutat, despre calitatea ouălor, dacă ar fi să ne uităm într-un supermarket sau nu chiar, dacă este să achiziționăm. Da, chiar am citit zilele acestea un studiu făcut la americani, într-o comparație între oul produs în gospodăria țărănească și oul produs în free range, sau oul produs în hală. Din punct de vedere nutrițional, apar din cercetările făcute de americani, apar câteva diferențe în plus la ou crescut la țară, să zic, de la găina crescut la țară, vorbim de vitamina D, în plus și niște grăsimi. Dar din punct de vedere nutrițional și chimic, este aceeași chestiune cu oul din hală. Gustul este dat de către furajul administrat și aici crescătorii trebuie să lucreze la furajul administrat păsărul ca să dea acel gust de țară. Dar oul crescut în sistemul intensiv, să-i spunem, și semi-intensiv din România, este un ou sănătos, este un ou foarte bun nutrițional. Dar care știm că este acea organizare, acea clasificare a ouălor, da? În funcție de calitatea acestora. De când am intrat în Comunitatea Europeană, s-a adoptat la nivel de Comunitatea Europeană o clasificare a oului în funcție de sistemul de creștere. Și discutăm aici despre sistemul de creștere zero, ceea ce înseamnă sistem de creștere, creșterea păsării în sistem ecologic, adică pasărea este de puicuța ouătoare este luată din sistem ecologic, furajul administrat este din sistem ecologic, în spațiu are un spațiu un adăpost mai mare decât sunt 5-6 găini pe metru pătrat față de 8 găini în sistemul cu cifra 2 creștere la sol, are stinghii de odihnă și în schimb se plimbă pe afară, are 4 metri pătrați pe cap de pasăre. Asta e sistemul zero. Deci în momentul în care mergem într-un supermarket și ne uităm la ouă, să vedem acea cifră zero? Da, acea cifră zero indică sistemul de creștere. Deci sistemul zero este pe sistemul de creștere și exploatare în sistem ecologic. Sistemul 1 este creșterea în sistem free range, spun eu. De fapt, ea tehnic se cheamă creșterea și exploatarea păsărilor în adăpost cu acces liber în padoc. Asta ar fi o denumire mai lungă, așa, mai tehnică. Este identică din punct de vedere a creșterii ca sistem ecologic, adică pasărea mai puține păsări pe metru pătrat, 5-6 păsări pe metru pătrat în adăpost, stinghii de odihnă, 4 metri pătrați pe cap de pasăre pe unde se plimbă pe afară în padoc. Numai că aici nu este nevoie ca pasărea să fie puicuța, să fie achiziționată din atestată ca și ecologic, iar furajul nu trebuie să fie ecologic. Deci cam asta ar fi sistemul, diferențele dintre sistemul 0 și sistemul 1. Sistemul 2 este creșterea la sol a păsărilor fără acces în padoc. Deci pur și simplu sunt crescute în hală sau pe un așternut permanent și sunt undeva la între 8 și 7-8 puicuțe pe metru pătrat în hală cu cuibare.
Sistemul de creștere cu cifra 3 este creșterea puicuțelor în baterii. S-a modificat din 2012, s-au extins bateriile, au fost o derogare din 2008 până în 2012, au mai mult spațiu în baterii. Din punctul meu de vedere, este sistemul cel mai curat din punct de vedere sanitar veterinar, pentru că în momentul în care o pasăre este bolnavă sau este îmbolnăvit, automat poți să o extragi din acea cușcă, să-i spunem. Ouul nu intră în contact cu găinațul sau cu așternutul, ceea ce înseamnă că este un ou de calitate și din punct de vedere sanitar veterinar. Iar pentru știința tuturor, o pasăre care nu este stresată nu se ouă. Deci prima funcție pe care orice animal din lumea asta și inclusiv păsările, primul sistem care este afectat de către stres este partea de reproducție. Partea de reproducție înseamnă producerea de ou la găini. Dacă găina este stresată, nu se mai ouă. Și eu o să vă dau o comparație, pentru că toată lumea a ținut sau știe că știu că au găini la țară. O să fac o comparație la țară. Când începe toamna și temperaturile scad, accesul la furaje a păsărilor este mai mic, pentru că nu mai au acces la furaje verzi, au numai la furaje care administrează proprietarul. Lumina, temperatura scade, lumina scade și atunci apar factorii de stres. Apar factorii de stres, încep să nu se mai ouă găine. Uh-huh. Pentru cei care mai produc pe timp de iarnă, administrează niște apă caldă, în amestec, cu tot felul de inginerii, să le spunem așa, mai pun un bec, încearcă în adăpost să mai pună un sistem de încălzire, pentru că sub 0 grade păsările se opresc din ouat. Da. Deci asta e un factor de stres. Când se oprește din ouat, din cauza temperaturii, luminii și umidității. Domnule Stafie, acum, pentru că am ajuns în această zonă și mi-ați ridicat la felul acea idee de un exemplu de la țară și știm foarte bine că viața începe la țară, așa cum am descoperit și un motto în ceea ce privește noua emisiune a dumneavoastră, și cu acest prilej anunțăm și telespectatorii că mâine seară, de fapt în fiecare vineri vor putea urmări o emisiune în cadrul televiziunii Telem organizată de dumneavoastră împreună cu colega noastră. Sau invers, acum depinde de hotărâri la emisiune, ea se cheamă Agroștiința cu Flori și Leo. Eu o să spun cu Leo și Flori, depinde cum ajungem. În fiecare seară de la ora 21, dacă nu greșesc, da, și sper că nu o fac. Va fi de aproximativ vineri. 50 de minute, da, în fiecare vineri. Este un proiect, ce să zic, ne-am înhămat și eu și Flori, ne-am înhămat la un proiect destul de greu. Eu am spus că să ții o emisiune săptămânală de o oră în agricultură este mai dificil. Eu v-aș invita în fiecare seară să țineți la jurnal. Este mai complicat. De ce spun că este mai complicat? Pentru că trebuie să ai invitați de peste tot, din tot sistemul agricol, și agricultura nu se face pe chetele Iașului, nici în centru, iar fermierii noștri au anumite perioade, cum este acum perioada de recoltat. Și sunt chiar foarte ocupați, da? Da, și chiar am avut discuții pe tema aceasta cu privire la recoltat și o să vedeți în emisiune cu cât se produce un hectar de grâu și cu cât vând fermierii, ca să nu mai discute că, domnule, fermierii români sunt milionari. Problemele pe care le dăm așa din emisiune. Da, păi dați-mi mici spoturi. Avem invitați din sectorul avicol, avem din care discută. Am lăsat pe alții să vorbească despre găini. Cum a fost sentimentul acum, dacă ne dați un pic din spatele cortinelor? Da, foarte fain, pentru că fiind de meserie... V-ați putut abține? Da, nu, am intrat peste colegul, nu e nicio problemă, stați fără grijă, mai comentam pe lângă. Nu, e imposibil să stai liniștit. De asta am acceptat și provocarea de a încerca să fiu jurnalist pe TV, pe presa scrisă de specialitate mi-a mers, că am vreo, nu știu, de pe 2004. Dar vă este oarecum, dacă acum ați ajuns în acest mediu, să spunem, al televiziunii, fiind coleg cu noi, este oare mai... Vă face mai mare plăcere să fiți aici, să discutați cu oameni dintr-un domeniu atât de vast, să aflați informații, să vedeți într-adevăr, nu că nu ați fi fost în contact până acum, dar totuși este o perioadă de 50 de minute și mai mult decât atât, faptul că cred că dumneavoastră sunteți o persoană care merge foarte mult în teren, adică discută practic cu ceea ce se întâmplă. Tocmai aici a fost ideea de a împărtăși și telespectatorilor și celor care ne văd online pe la Agroștiința, pentru că informația eu am contactul direct cu fermierul și cu prietenii din sistemul agricol, dar rămâne numai acolo. Scrisul este frumos și scrisul, dar parcă televiziunea și radioul este altceva. Bine, la radio este vocea, este foarte important să ai voce foarte bună, dar la televiziune cerești
e mai complicat, trebuie să ai și față și trebuie să și vorbești. Și postură și față și mai mult decât atât și o comunicare foarte prietenică. Și să nu fii obosit, să încerci să vorbești cu el, când te-ai blocat, chiar trebuie să spun că la o anumită emisiune, când pregăteam materialele, rămăsesem așa în aer, nu mi-aduceam aminte un cuvânt. Adică să nu credeți că și la fiecare emisiune pregătită, să știți că există emoții. Da. Cine spune că nu are emoții, mi-a învățat de la Bernard Brâș, de la București, la un curs de formare profesionale, formator de formator, spunea un domn profesor de acolo, doar proștii și idioți congenitali nu au emoții. Uh-huh. Noi nu ne încadrăm în niciuna din situații și în cazul acesta mai avem emoții, mai avem bâlbe, dar o să ne ierte telespectatorii noștri faptul informația acesta. Informația cred că este mai importantă decât nu neapărat cadrul și mai mult decât atât persoanele care o discutăm. Datorită faptului că s-a descoperit sistemele de comunicare online video, avem de la București, avem câțiva colegi care am interpelat și ne-e mult mai ușor decât să aduci de la București unde se bate ora exactă în agricultură, este mult mai ușor să faci o interpelare pe telefonul mobil decât să-l chemi în studio, e mai greu de ajuns în studio. Bun, deci asta e un avantaj. Vom vedea dezbateri și discuții atât în platou cât și prin internetul. Da, emisiunea va fi destul de dinamică. Da, pentru că va fi parte de știri, parte de tradiții, parte de epigrame, să zicem așa, și partea de reportaje din fermă și discuțiile din, din platou. Dar dat fiind faptul că se cheamă agroștiința, poate vom putea afla și partea aceasta de utilaje efective care sunt, nu știu, poate cele mai performante sau să vină o persoană păi care o să începem să... Păi acum o să spun așa, se discută și cred că o să reușim pentru un târg de agricultură în zona județului Iași, nu o să dau zona, iar TVM va fi partener media principal și atunci, fiind la târgul de agricultură acolo, cred că vom avea noutăți științifice și avem deja la din câteva reportaje făcute, dar va fi și pe viitor. Deci încercăm să aducem și știința. De aia se cheamă agroștiința. Da. Bun, în ultimele 5 minute aș vrea să ne exprimați care sunt așteptările pe care le aveți de la această emisiune, de la acest proiect și mai mult decât atât, cum credeți că va fi feedback-ul telespectatorilor? Acum, pentru că sunteți în postura aceasta și de moderator, eu mă bucur foarte mult, să știți. Eu când văd o persoană care trece oarecum în locul meu, pentru mine este o încântare, pentru că doar atunci poți înțelege anumite lucruri, când ești în locul celuilalt. Și de asta vă și întreb, care sunt așteptările, dar mai mult decât atât, cum credeți că va fi primit feedback-ul, va fi dat feedback-ul de la telespectatori? Eu sper să fie o emisiune plăcută și de succes la TLM. Trăiesc cu speranța, în primul rând faptului că acum ne-au murit lăudători, eu și Flori suntem doi buni moderatori. Când mă mai blochez nu este o problemă. Dar avem și aducem și noutăți și informații la cald și alte chestii pe care nu le spune toată lumea sau nu, unii nu vor să le spună. Noi o să le spunem, o să mai fim mai puțin aciți câteodată. Încercăm să nu fie o emisiune de satiră și umor sau de epigrame, ceva de genul acesta, dar măcar să le spunem lucrurilor pe nume. Și invitații noștri, întotdeauna când ați văzut că eu azi v-am fentat, nu v-am dat un răspuns legat de ce propunere avem noi legat de sectorul zoavicol. Da, am notat. Am fentat lucrul ăsta pentru că o să spunem în emisiune deci, ce propunere. Deci, practic, acum păstrați informațiile, nu le mai oferiți în cadrul după jurnalului se mai principal. Uită, da, după aia nu se mai uită telespectatorii la agroștiința. Pentru că Uniunea Națională a Cooperativelor din România a avut o întâlnire cu domnul ministru, cu 5 puncte din alianța, face parte dintr-o alianță la nivel național și a avut o întâlnire cu domnul ministru al agriculturii și au 5 puncte și au venit și cu soluții în spate și atunci au venit și au discutat și ce soluții avem, inclusiv pe cereale din Ucraina, inclusiv pe partea de parcuri fotovoltaice. Bine, trebuie să mai abordăm încă subiectul pentru că ca întotdeauna în televiziune, timpul costă bani și cel mai mare dușman al tuturor emisiunilor. Dacă am putea să facem 3 ore, 4 ore, ar fi perfect, dar cred că și la 3-4 ore ne-am plictisit. Așa că e mai bine 20 de minute și după aia mai vedem, sau 50 de minute, după aia așteptăm episodul următor. Sper să fie o emisiune cu multe episoade, cum a fost Dallas-ul sau... Da, trăiesc cu speranța că este un proiect provocator pentru mine și cu multe emoții. Este mult mai ușor în partea de scris, să zic așa,
când scrii un reportaj decât în partea de video în care te vede toată lumea și trebuie să ai grijă la ce spui. Într-adevăr, noi oricum ne bucurăm foarte mult că faceți parte din echipa noastră, oficial faceți parte din echipa noastră TV, mai mult decât trebuie atât. Trebuie să spargem sticla de șampanie și care am apare. Așa este, vă mulțumesc și pentru prezența din această seară și pentru tot ceea ce am discutat, atât cât n-am putut în 20 de minute, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, timpul este cel mai mare dușman al omului și mai mult decât atât vă dorim mult succes în continuare, așadar în fiecare vineri de la ora 21 Agroștiința cu Flori și Leo. O să urmărim îndeaproape cu siguranță noi cei de aici pentru a vedea care sunt emoțiile pe care le transmiteți, dar și telespectatorii. Da, vă mulțumesc și eu de invitație și o seară frumoasă. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.